Pentru mine el este destul de straniu, pentru că în principiu în conducerea Partidului Liberal Democrat au rămas persoanele care de fapt au fost împotriva susținerii blocului acum în alegerile din 2019 și o parte din ei chiar au boicotat, și nu numai că au boicotat, dar au participat pe cont propriu în alegeri și astfel împiedicând în 6 circumscripții câștigarea circumscripției de către un reprezentant a acumului. Și din acele circumscripții, 4 au câștigat straniu reprezentanții Partidului Democrat. Și acum acești reprezentanți cer susținerea PAS-ului, vreau să zic, neparticipând în alegeri. Deci lucrurile nu se leagă politic în sensul acesta. Și eu foarte nu mi-ar plăcea dacă acest fapt de susținere nu va contribui la susținerea electoratului pentru PAS, dar mai degrabă va servi ca un instrument de manipulare din partea oponenților PAS-ului în a încerca aceeași tertip de a face afilieri, de a spune că PAS-ul este o continuare pe LDM-ului și așa mai departe, ceea ce nu este adevărat. PAS-ul este un partid care s-a constituit și este diferit de modul cum s-a constituit PLDM-ul și chiar dacă sunt anumiți reprezentanți care fac parte astăzi din PAS, deci nu putem spune că acești reprezentanți au susținut acele practici de care noi am încercat să ne izbăvim în cadrul Partidului Liberal Democrat. De ce mă întreb? Pentru că se vorbea despre faptul că se discută, au loc discuții între Eu cred că asta, discuția asta e foarte marginală, inclusiv și pentru platformă și pentru PAS. Din păcate, spun cu regret, pentru că Partidul Liberal Democrat continuă să fie membru a Partidului Popular European, dar ele sunt marginale pentru că Partidul Liberal Democrat nu a susținut nici platforma, nici PAS-ul în alegerile prezidențiale, au venit cu propriul candidat și lucrul acesta nu a dus nici partidului prea mari beneficii, nici partenerilor din Partidul Popular European. Nu a fost suficient de constructiv nici în dezbaterile politice, nu i-am văzut prezență. Deci lucrul acesta eu cred că este unul marginal care, bine, ok, au declarat, îi privește, le doresc succese să se regăsească în activitatea această politică. Dar eu cred că subiectul cu PLDM este exclusiv speculativ. Și pentru platformă, și ați văzut că cât de mult au încercat inclusiv să implice platforma cu discuțiile acestea, le-ați promis, le-ați spus. Lucrurile astea nu sunt de nivelul platformei la care platforma pretinde a rămâne a unui partid parlamentar care lucrează pentru interesele poporului, ca și PAS.